Este meciul care poate ține sus interesul pentru campionat, lupta pentru titlu. Voluntari, o echipă bine așezată. Sunt 8 puncte distanță între CFR Cluj, campioana României, și FCSB, echipa de pe locul 2. Astăzi, etapa a 4-a, FCSB Voluntari. 3 puncte în joc pentru o continuare tensionată și dinamică a acestui campionat. Bogdan Cosmescu și Costi Mocanu vă salută și vă propun această întâlnire. Dropa pentru Nemeț, scoate Târnovanu, prima ocazie de gol a partidei. Foarte slab Vinicius la această fază. Niciun fel de reacție, era previzibil că așa se va desfășura acțiunea, nu a fost nimic ieșit din comun. Vinicius nu se poate ține după Nemeț, iată cu disperare se agață de el, deși nu este mult mai bătrân. Nu este mult mai bătrân și are Nemeț 38, are 36. Da. Ovidiu Popescu schimbă direcția de atac a formației sale. Este Octavian Popescu, încearcă pentru Mamut, singur gol! Este gol, primul al serii marcat de Darius Olaru. După o greșeală, să remarcăm asta, o greșeală a lui Ivan Mamut. Ar fi putut fi primul gol marcat de Ivan Mamut la FCSB. Dar cred că are asist. A atins-o. Cred că a atins-o un pic. În orice caz, unde este apărarea Voluntarului? Surprinși de această tranziție rapidă a celor de la FCSB. O pasă excepțională a lui Ovidiu Popescu. Ea trebuie remarcată. Ovidiu Popescu este cel care cu acea diagonală spre Octavian Popescu a reușit să deschidă această acțiune. Briceacu nu dă bine minge. A atins-o sau nu a atins-o? Nu pare. Putea să fie golul lui, spuneam, croatul încearcă, se demarcă, își caută poziția. Nemeț știe jocul în continuare, foarte bun Nemeț, trimite excelent în careu pentru Meleche. Ulrich Meleche este a doua lovitură pe spațiul porții lui Târnovanu. După lovitura de cap a lui Nemeț, era 0-0 atunci. Cred că Voluntarul are echipa în primul 11 din Liga 1 cu cea mai mare medie de înălțime. Sunt Tamaș, Denis Ciobotariu, Armaș, care este cu adevărat uriaș. Indicație. Nu era rău șutul lui Popescu. A dat câteva goluri excepționale. Face într-adevăr același joc pe care îl făcea și la Dinamo. Urcare a lui Ovidiu Popescu, centrare bună și este gol pentru FCSB. Gol, al doilea gol al acestei partide. Iani Stoica din poziția de vârf. Stau să mă întreb cum ar fi arătat această centrare dacă în loc de Ovidiu Popescu ar fi fost Crețu. Este omul partidei până acum, Ovidiu Popescu. De mult nu l-am văzut jucat atât de bine. Foarte bună accelerarea, perfectă centrarea, reluarea simplă. Ejuma foarte bun și el. Dar din nou, e poezie în centrul apărării Voluntariului. Cât de strâns, cât de intens a fost meciul din sezonul regulat și ce simplu pare totul astăzi. Celebra zicere din fotbal: niciun meci nu seamănă cu altul. Bine, și mai avem o zicere: 2-0, scor periculos acum pentru FCSB. Să vedem. Zici? Încă puternic în aceeași bandă stângă, Risto Radunovici continuă. Popescu, ce pasă frumoasă trimite Popescu pentru Wide, lovitură de colț. Dacă ar fi căzut era penalti, pentru că mi s-a părut că i s-a dat peste picioare acolo. Iată reluarea, dar ce pas! Minunată pasă, minunată pasă lui Octavian Popescu. Într-adevăr, Tamaș îl împiedică pe Wide. Mâine și poi mâine retururile sferturilor din UEFA Champions League vor fi, bineînțeles. Octavian Popescu, ce pasă frumoasă, minunată lui Octavian Popescu! Gol, 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 al treilea al acestei serii! Tănase marchează golgheterul FCSB-ului la capătul unei acțiuni în care explozia de lumină și de inspirație a venit de la pasa
lui Octavian Popescu. Spuneam mai devreme despre el, pare să fie jocul în care dorește să-și arate calitățile de playmaker, de distribuitor, de pasă decisivă. Iată, mingea aceasta excelentă făcută de Octavian Popescu, un balon așezat de Darius Olaru și o finalizare simplă, fără om venit Tănase. Și nu au salarii deosebite. Îl vedem pe Octavian Popescu și este 4-0. O fază plecată din nou de la Popescu, trecută pe la Darius Olaru. Erau vreo 3 jucători acolo care puteau să trimită balonul în plasa porții lui Popa. O formație care a început meciul resemnată. Voluntariul de la meciul cu Dinamo, acel istoric 6-0, FCSB-ul n-a mai dat atâtea goluri. Dublă, iată, pentru Tănase. Cred că nu a fost offside dacă dădea Cordea golul. Ia. A fost și Oaidă și Cordea, Tănase acolo, el marchează. Nimeni nu cred că s-ar fi gândit înainte de meci că FCSB poate să câștige partida cu 4-0 în fața unui adversar care a bătut în ultimele două runde pe Craiova și pe Faru. Cred că putem nota o premieră, pare să fi fost un gol marcat de doi jucători. Îmi place mult de Olaru, este mereu conectat, mereu atent la meci. Nici măcar acest scor nu-l face să piardă din concentrare. Am văzut puțin mai devreme și în această atmosferă așa de liniște totală vine și cea mai mare ocazie probabil de gol a celor de la voluntari, a lovitura de cap a lui Filop. Continuă să prezinte destule fisuri defensiva FCSB-ului.